Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Invitatul meu de azi este Andrei Cosmovici, antreprenor și șef de grup la Asociația Cercetașii Munților Cluj. Bine te-am găsit, Andrei! Mulțumesc pentru invitație, Gabriela! Mulțumim că ai acceptat să povestești cu noi despre ce faci tu. Cu drag! În special despre cercetășie. Abia aștept! Hai să începem. Cu ce să începem? Ce-ți place ție cel mai mult? Care e subiectul care îți place cel mai mult? Cercetășia sau afacerile? Cred că am în două totuși, în sensul că mi-am descoperit cumva un drum în business, să-i spunem așa, din 2006 am afacerea proprie și am descoperit o ușurință în comunicarea cu părinții, pentru că ăsta este subiectul, am un magazin de articole pentru copii și am o satisfacție foarte mare că reușesc să am o legătură frumoasă cu părinții, le aduc mulțumire și cercetășia este o chestiune mai veche, din 91 sunt cercetaș. Și am întrerupt un pic cu familia, când am constituit familia, au venit copii și după aceea am reluat și acum sunt, cum ai spus și tu, șef de grup, mă ocup practic de 150 de copii aproximativ la Cluj. Da. Adică îi înveți să fie cercetat și te duci cu ei în drumeții, în tabere? Da, avem un program complex, poate reușim să dezvoltăm. Sunt trei grupe de vârstă, 8-12, 12-17, 17-22 aproximativ. Pentru fiecare este o pedagogie aparte, un mod de învățare aparte, lucruri specifice. Iar asociația noastră este separată cumva, sunt băieți și fete, a păstrat linia tradițională, să spun, linia gândită de fondatorul cercetășiei, Baden-Powell. Dar cum e să fii cercetaș? Adică cum era atunci, în urmă cu, să zicem, zeci de ani și cum e astăzi? Da, cred că dintr-un punct de vedere cel puțin astăzi, putem spune cumva că este mai dificil, s-au schimbat condițiile, tinerii sunt altfel, cumva. Pe de altă parte, cercetășia continuă să atragă pe tineri prin programul pe care îl propune, îi ține cu atenția deschisă, le place să învețe jocuri, să învețe să pună un cort, să trăiască în natură. Deci pe partea asta nu sunt probleme. În momentul în care, sigur, e nevoie de o responsabilizare, de o consecvență, uneori mai întâlnim probleme acolo. Mi-e greu să spun cum era înainte, știu că, uite, dacă pot da un exemplu legat de Cluj, avem o copie, un bilet, Alexandru Borza, cel care a fondat Grădina Botanică, îi scria lui Vasile Aftenie, viitorul episcop, îi scria că este acceptat în cercetășie, dar dacă cumva va lipsi, trebuie să se scuze în scris, zice, acolo pe bilet. O să-ți dau biletul. Deci era un grad de responsabilitate foarte mare. Vedem iarăși în fotografii, înainte de cel de-al doilea război, înainte să vină comuniștii, din păcate să încheie, cercetașii foarte frumos în ținută, deci era tratat cu mare respect. Bunicul meu, matern, a fost cercetaș, spunea chiar că l-ar fi întâlnit, n-am apucat să verific pe Baden-Powell cumva într-o tabără. Deci aici ar fi poate probleme la partea de motivare. Astăzi pe tineri cumva îi prins mai greu. Nu știu, noua tehnologie. Tehnologia îi ține în casă. Îi ține în casă și și un anumit stres probabil legat de viitorul profesional. Trebuie să se pregătească. Văd asta, tinerii deja înainte de sfârșitul liceului intră într-o grijă foarte mare. Bacalaureatul, facultate, toate celelalte și greu mai găsești timp pentru este voluntar 100%, dar totuși îți adaugă ceva ce școala nu adaugă. Școala adaugă la copil formare tehnică, cum să zic, profesională, îl pregătește să aibă o meserie. Aici ai școala vieții numită. Înveți să fii responsabil, să-ți asumi niște lucruri. Urmează familia, este o responsabilitate, este altceva decât matematică, fizică la școală și așa mai departe. Și, sigur, sunt lucruri importante și încercăm să le transmitem copiilor. Da. Cam cât timp petreci tu în natură? Uite, și acum filmăm interviul într-un mediu mai neconvențional. Da, într-adevăr, cât de mult pot și leg chestiunea asta și de Cluj. Eu sunt clujean, spuneam mai devreme, de facto, de iure. M-am născut la București, am crescut acolo până după facultate și am venit după soție aici.
în Ardeal, dar și bunicii materni, fiind aici, îi vizitam în fiecare an. Deci, odată că sunt mai aproape în natură, mutându-mă de la București la Cluj, a doua, încerc cât de mult cu familia, copiii ne-au crescut, ne este mai ușor să ieșim. A treia, cu cercetat și fiind șef de grup, sunt cumva obligat prin caietul de sarcini, să zic, să fiu prezent lângă ei în natură, deci ieșim destul de des. Și natura e foarte aproape la Cluj aici, câțiva kilometri, ești în inima pădurii, este minunat. Vorbeam de natură, cât de mult în natură, este de altfel locul specific de desfășurare a activităților cercetașilor. Spune chiar fondatorul Baden-Powell, cercetășia se face în natură, punct. Sigur că atunci când este iarnă și frig, avem jumătate afară, jumătate în sală. Dar tabele sunt în natură, la cort, și chestiunea asta este deja un plus pentru tinerii de astăzi, nu? Pentru că avem totul la îndemână, învârt robinetul, pornesc gazul, nu mai treci printr-o conștientizare a efortului ca să ajungi acolo, nu? Ei, în tabără te duci, îți cari apa, te duci la izvor, o porționezi, înveți să gătești, înveți să te aperi de... Deci este o inițiere în viață, până la urmă? O inițiere în viață și o întâlnire cu tine și cu limitele tale, pardon, pe care, încă o dată, în școala tradițională nu o întâlnești, pentru că obiectul școlii este altul. Obiectul cercetășii este cumva altul și sunt complementare și e minunat că a ieșit la iveală cercetășia în 1907, a fost prima tabără, s-a dezvoltat fantastic. Uite, nu știu să-ți spun un număr, dar știu că sunt milioane de cercetași în toată lumea și tot crește numărul, adică ne vin solicitări și nouă foarte multe, nu reușim totdeauna să facem față, suntem șefi, lideri mai puțin decât cererea. Deci este un semn bun, totuși. Și care sunt activitățile de bază? Ce învață practic copiii? Nu sunt, de fapt, și lucruri pe care ar trebui să le înveți acasă cu părinții? Mi-am pus întrebarea asta și, așa, ca să răspund scurt, eu cred că este totuși complementară. Poate că s-a ajuns aici. Poate că înainte, fiind viața mai natură la țară, poate că unele lucruri, într-adevăr, erau luate de la familie. Astăzi, părinții lucrează dimineața până seara, ai mai puțin contact cu copilul. Sigur, când ai timp, mergi la un film, mergi în natură, dar acolo faci lucrurile acestea în mod sistematic, în cercetășie. Primești o responsabilitate. De exemplu, îți place fotografia, te ajutăm să o dezvolți și o dai celorlalți. Adică celorlalți beneficiază de faptul că ești un bun fotograf, beneficiază de faptul că ești un bun bucătar, că ești un bun constructor, știi să faci o masă. Acolo se face totul din lemn uscat, fără cuie, cu sfoară. Deci, cred că a devenit cumva complementară. Interesant că observațiile lui Baden-Powell acum 100 de ani sunt actuale și astăzi. Vorbea de o lipsă de, să zic, cumva de inițiativă a tinerilor, de pericolul viciilor, toate cele, nu, pe care le știm, fumat și alte lucruri. Și el încearcă să-i scoată din aceste lucruri, dându-le responsabilități. Principiul de funcționare a cercetășiei e foarte simplu. Vine tânărul la noi și noi spunem, uite, haide să facem lucrul acesta. Și îi place lucrul acesta, știm. Deci este o pedagogie dezvoltată foarte rafinată pe grupe de vârstă, cum ziceam. Trebuie numai să ținem de ea și să... Copilăria ta cum a fost? Ai fost cercetaș? Într-un fel și înainte de a fi efectiv cercetaș, tatăl meu era un fel de a fi liber înainte de 89, mergeai la munte, mergeai în natură. Și mi-amintesc de două astfel de ieșiri, undeva în Harghita mergeam, era o cabană foarte frumoasă, 30 de tineri de diverse vârste și cumva, cred că acolo am prins prima dată gustul pentru natură. Erau mai mulți părinți și, cum spuneam, era ce puteam face atunci, dar a fost foarte frumos, ne-a marcat. Cred că pe oricine îl liniștește natural, îl ajută să vorbească cu el din nou, să aibă din nou dialog cu el. După aceea a fost imediat deschiderea granițelor pe mai multe paliere, părinții mei s-au ocupat de cercetășia, au adus cumva cercetășia, cercetașii munților și sigur că ne-am implicat și noi imediat și ne-a prins. Și nu ne mai lasă acum. Deci nu doar bunicul s-a ocupat, ci și părinții tăi? Da, bunicul înainte de al doilea război. După aceea, cum spuneam, a fost întreruperea perioadei comunismului, din păcate, și după aceea, după 89, a revenit. Și, din fericire, mai erau bătrânii care știau cum se face treaba, pe de-o parte, și pe de-altă parte, ne-am avut contact cu o asociație din Franța care a avut neîntreruptă cercetășia, pentru că n-au avut contextul politic de la noi. Da. Da. Și în adolescență ai mai avut timp și chef pentru asta? Să știi că probabil era cumva mai simplu pentru noi. Telefoanele mobile, mi-am amintesc că au apărut undeva prin 98-99. Și primul telefon la ce vârstă l-ai avut? Cam pe atunci, deci aveam 20 și de ani. Și de neimaginat astăzi, nu? Tot timpul cu telefonul. Nu mai trebuie chipurile, vorba aceea că ești, părinții sunt pe copii. Și a fost foarte bine. Eu totdeauna
am ajuns să fac comparația asta, cumva erau tentațiile vârstei, erau pe aici și eu cu cercetășia cred că am reușit să fiu pe aici, pe undeva. Și lucrul ăsta e minunat și sunt recunoscător tuturor care mi-au permis să trăiesc așa. Da. Și apoi cum a fost cursul vieții? Să mă leg de cercetășie mai lin, mai mult. Mai... Nu, da. Și pe plan personal. Sunt lucruri pe care le înveți din experiență. Cercetășia mi-a permis cumva să țin de niște valori, de niște repere. Am avut un mediu bun de prieteni, lucrul ăsta este extraordinar în cercetășie, știi, în cazi sau tins o iei greșit un pic, vine și te trage înapoi. S-au creat niște prietenii care durează, o să dureze cât, o să dureze și viața. Deci a fost un mare avantaj și încercăm să-l transmitem ăsta și tinerilor. Eu mergeam cumva una la cercetat și una la munte, deci eram foarte în contact cu natura când eram în... Să vezi poate și într-una dintre poze, apare cu Bucegi, sunt colegi de liceu, i-am tras și pe alții. Deci asta face cercetășia cumva că îți dă cheful să transmiți și altora microbul acesta bun, dacă se poate spune. Deci așa a fost până când am întâlnit la cercetaș viitoarea soție și sunt mai multe familii care s-au format. Iată un alt lucru bun legat de cercetășie, un mediu de unde se nasc familii. Și m-am mutat aici după aceea în 2005. Din 2005 sunt aici la Cluj, unde lucrau și bunicii materni, deci sunt în mediul meu, cumva. Și după ce au apărut copii și au crescut, au ajuns la vârstă să îi dau și pe ei la cercetași. Doi dintre ei sunt deja cercetași. M-am ocupat din nou și acum am revenit ca șef de grup la Cluj. A fost și, sau este competiție între voi doi, între tine și soția ta pe munte? Pe munte n-aș putea spune. Am o susținere foarte mare acum, în schimb, și îi mulțumesc foarte mult pentru asta, adică acceptă faptul că dau timp mai mult pentru cercetași, din timpul care trebuie să fie pentru familie. O competiție nu, dar am mers cu plăcere la munte amândoi, sigur, în anii dinaintea căsătoriei, 2-3 cât au fost. Și acum reluăm cumva, cum ziceam, au crescut copiii și mergem și tot extindem cumva și o să mergem tot mai mult, sigur, să ne întâlnim din nou cu muntele, drag. Cea mai frumoasă amintire a ta de pe munte? Cred că sunt multe. Cea mai frumoasă, greu de zis, am stat odată să văd ce oră săritul, dar venea cam greu, credeam că o să vină mai repede soarele. Eram undeva la un refugiu Coștila, se numește în Bucegi, de merg mulți alpiniști pe acolo. Eu n-am făcut alpinism. Mi-amintesc cu drag de momentul respectiv, de momentul în care stăteam în jurul focului și vedeam stelele când era senin, ba la cercetași, ba cu grupul de colegi. Sunt foarte, foarte multe amintiri. N-aș putea să aleg una. Mă regăsesc foarte mult la munte. Da. Ai trecut și prin situații limită sau extreme? Au fost și sunt de evitat. Sunt legate cel mai mult de lipsa de experiență. Să pornești, de exemplu, fără echipament și am stat într-o cabană și făceam ture în jurul unei bănci să cum a... A apărut, am mijit lumina, am și tulit-o înapoi, că nu eram pregătiți. Ce mai era? Au fost riscuri. Am urcat odată pe Valea Crăpăturii, de exemplu, și eram cu persoane nepregătite cumva și le-am dus la limita rezistenței. Au fost câteva. Am ieșit cu bine din ele și sper că mi-am învățat cumva lecțiile. Iarna te-a prins pe munte? Sigur, sigur, și mergeam iarna și aveam echipament, am învățat să aleg echipamentul potrivit, pocanci, parazăpezi, tot ce trebuia. În schimb, nu am făcut în partea extremă a muntelui, cum spuneam, alpinism sau poate chiar nici... De ce nu te-a tentat? Nu știu, poate e legat de fire, poate e legat de fire și era cumva pentru mine suficient. Cred că leg și de faptul că îmi plăcea mult să mă întâlnesc cu prietenii, colegii și doar să petrecem momentul. Pentru mine era suficient ca mulțumire sufletească și regăsesc asta, mă întrebai tu la început ce mă mulțumește mai mult, regăsesc în ceea ce fac profesional, bucuria de a vorbi cu părinții, de a-i sfătui bine pe ceea ce au de ales. M-am specializat cumva pe o parte de consultanță, două tipuri de produse. Și, deci, legătura cu. Sunt dintre prietenii mei care au fost pasionați să meargă mai departe și să urce pe stânci, să cațere, cum se zice, să schieze și așa mai departe. Cred că e legat de fire, de caractere. Apropo de fire, caracter, tu cum te-ai descrie? Poate că în felul ăsta, mai interiorizat puțin, totuși destul de comunicativ în același timp. Cât timp trebuie să petreci cu un om ca să te deschizi? Ca să mă deschid?
poate nu foarte mult. Cred că depinde și de celălalt. Încerc să-mi dau seama dacă are cumva nevoie, dacă dorește lucrul acesta. Deci mă și adaptez, nu fac lucrul ăsta sistematic. Sigur? Da. Cam așa. Și la ce te uiți prima dată la oameni? Întrebare destul de grea și aș spune în câteva cuvinte că dictonul acela, prima impresie contează, încep să-l părăsesc, dictonul respectiv. Adică îmi dau seama că trebuie proba timpului. Trebuie să mai arunci a doua privire. Trebuie să arunci a doua privire și să vezi în mai multe contexte și leg din nou de cercetășie. Asta e un lucru extraordinar. De exemplu, cu viitoarea soție am putut să avem un context în care să ne cunoaștem. Astăzi tinerii probabil merg mai mult pe această primă impresie, nu îți pare că și te-ai legat și... O atracție de moment. Atracție și... de moment cumva și nu dai proba timpului de care zic eu, să vezi dacă chiar te potrivești și chiar vrei să mergi împreună. Deci dragostea nu durează doar 3 ani în cazul tău. Ai... Trebuie construit, e o construcție frumoasă. Căsnicia, căsătoria, sigur, mai ales, e foarte frumoasă și cercetășia m-a ajutat să îmi asum responsabilitatea. Astăzi, iarăși, impresia mea este că ne asumăm poate mai greu anumite lucruri. Nu știu, găsim modalități să delegăm. Din nou, școala tradițională nu dezvoltă această zonă. Acasă, de bine de rău, poate mai faci, poate nu mai faci. Te trezești poate la 18 ani că nu ți-ai asumat niște responsabilități. Ok, ai avut niște examene, deadline-uri, le-ai făcut cu de bine de rău, a trebuit sau nu a trebuit, dar uite, să te ocupi de niște tineri, să poate să tai din programul personal ca să te ocupi de ceea ce lucrul la care te-ai angajat, sunt niște chestiuni foarte importante ca să poți mai târziu să-ți asumi chestiuni cum ar fi familia sau, știi? Dar știi că a apărut o alternativă la școala tradițională, homeschooling-ul, l-ai luat în considerare? Am auzit, l-am luat în considerare, avem prieteni la Cluj care fac lucrul acesta cu brio, zic eu. Îți trebuie un efort un pic mai mare și poate n-am fost noi pregătiți pentru asta. Sigur, l-am luat în considerare, da. Și mă bucur că există și sper să fie cât mai stimulat de către stat, cumva. Pentru că e important, asta se spune și în toate documentele Europei, în fine, în Uniunea Europene, că familia este prima care oferă direcția, prima responsabilă pe toate temele sensibile, nu? Și religie, și sexualitate, și important. La școală poate mai scapă niște lucruri, sunt lucruri și mai scăpate cumva în Occident. Vrei să-mi pui întrebare? Da, la voi în familie, cine se ocupă de anumite teme mai sensibile? Cine le discută cu copiii? Cred că facem lucrul ăsta împreună. Acum cel mai mare are 10 ani, deci am atins zona respectivă de teme sensibile. Pe de altă parte sunt conștient că și exemplul personal spune multe și ce facem și în ce implicăm pe ei. În ce suntem noi implicați ca familie, deja delegată, să zicem, o parte importantă din formare. Poate că și așteptăm, poate ar trebui să și provocăm anumite discuții, lăsăm cumva, căutăm echilibru între ele, cât mai bun. Dar, cum ziceam, încercăm să le dăm un mediu de prieteni buni, e foarte important asta. Nu încercăm să creăm un clopot de sticlă, nu e scopul nostru, asta este lumea în care vor trăi. Și să le dăm repere, reperele sunt importante. În cazul acela așa, în cazul acela cam așa. Da. Și în weekendurile cum vi le petreceți? Pe munte? Weekendurile sunt împărțite între timpul de familie și timpul pentru cercetași, pentru că trebuie să merg. Cercetași, apropo, au ieșiri cam la 2 săptămâni, deci destul de frecvent, și sunt și tabere de iarnă, 3 zile, de primăvară 3 zile, și tabăra de vară de vreo de la 7-8 zile cei mici până la 12-14 zile cei mari, și eu cam trebuie să fiu prezent acolo, deci le cam împărțim. Mai sunt și diverse sarcini. Mai puțin rămâne pentru familie, dar încercăm să compensăm, să fim ok în fiecare zi, să o luăm ca pe un dar. Este important și lucrul ăsta, recunoștința. Nu-i puțin lucru? Sigur. Da. Și au fost și copiii tăi, deja cei mai mari cu tine? La munte, da, cu grupa de copii. Începem să mergem în privat. Cu cercetașii iar sunt deja, dar și acolo este o gradație, adică cei mici merg mai puțin. Și pe măsură ce cresc, da, merg mai mult. Dar care e vârsta cea mai potrivită să devii cercetaș? E vârsta de la 8 ani la noi în țară. În Franța este și o grupă 6-8 ani, încă nu reușim să o susținem. Nu avem șef pentru ea. De la 8 ani, important să știe să scrie, important să aibă anumită, poate, separare, independență, nu separare de părinți, dar independență, că merge odată 3 zile din prima, deci să aibă cumva, să citească, să aibă anumită rezistență, că uite, numai... Sunt activități care îi mai obosesc și să reziste până seara cumva. Deci 8 ani ar fi limita.
și sigur poți să intri și la 9 sau 10 sau 12 dacă atunci ai auzit. Da, și părinții sunt importanți, profit numai să spun lucrul acesta. Nu e numai că îmi dau cercetașul copiilor la cercetaș și m-am spălat pe mâini, sau în fine sunt mulțumit că face chestiuni interesante. De la un anumit grad de implicare a lor, când devin șefi, încep și ei să lipsească din casă. Și e nevoie părinții să fie în spatele lor, să-i ajute la propria lor formare a caracterului, că este chestiunea asta. Se întâmplă să însoțească și părinții pe munte. Până la urmă e și pentru un altul cercetășia, dacă vrea să se apuce. Pentru părinți? Da. Să știi că sunt funcții unde se pot implica și chiar avem părinți de vârsta mea, care și ei au copii și au diverse zone de care se ocupă. Da, se poate, se poate. Recomand și se simte clar o diferență între copiii care vin dintr-o familie care a fost la munte sau copiii care, să zicem, au auzit părinții că e ceva interesant și nu m-a trimit și copilul are poate niște rețineri legate de dormit un cort, de una se sperie de primul picul. Deci, da, se face o diferență. Recomandăm, deci, nu doar ieșitul la marginea drumului, ci un pic mai mult, că încă o dată, te întâlnești, situațiile limită, te întâlnesc cu tine însuți și știi de unde să lucrezi, unde ai de rezolvat niște lucruri și te întărești caracterul și prinzi curaj și relativizezi situațiile mai dificile, deci așa. De obicei îți închizi telefonul când ești plecat? E o întrebare foarte bună și cred că sunt și eu atins cumva și regret chestiunea asta, că toată mă găsesc fără rost, dar îmi impun să folosesc telefonul, este serviciul meu, trebuie să-l am pe de-o parte, dar îmi impun să am și momente. Recunosc că fură puțin din interioritate faptul că e telefonul și tot timpul suntem cumva conectați la el, vrând nevrând. În tabere trebuie să-l am, trebuie să pot comunica cu părinții cu asta. Ei, copiii, nu, le cerem și un exercițiu destul de greu. Mai sunt care mai ascund poate telefonul sau așa, sigur, nu e dramatic, dar se vede cumva o dependență și nu-i bine. Este un instrument, doar telefonul. E greu. Andrei, și câți copii ai în grijă în tabere? Ești un fel de tată pentru ei până la urmă? Cumva, da, adică am grijă de tot grupul, dar eu sunt cumva... Am câțiva șefi sub jurisdicția mea, care ei se ocupă de copii efectiv. Eu mă duc și vizitez taberele numai, nu mă ocup direct de copii. În momentul de față sunt 4 grupe din 6, a câte aproximativ 30 de copii. Și merg din tabără în tabără, mă uit să fie tot ok, conform programului, se face totul pe program. Nu există timp morți, nu există să inventezi programe. Plictiseală. Nici nu este timp de asta. Fiecare are sarcina lui foarte precisă, da. Descrie-mi o zi obișnuită într-o tabără, o zi pe care ți-o amintești acum. Sper să ne și vedem, poate, într-o zi, într-o tabără. Tot începe cu trezirea și înviorarea. La ce oră? La un mic areu, înviorare. La ce oră? La ce oră, poate să fie 7, poate să fie 7:30, cam pe acolo, pe undeva. Pentru că se și culcă corespunzător, 10:30 cel puțin. Și dacă cineva vrea să mai doarmă o jumătate de oră în plus, la acasă. Munte, aer uitare. Nu. Avem grijă să aibă odihnă corespunzătoare și ne uităm la copii. Dacă... Și încercăm totdeauna să fie un echilibru între activități, tocmai să nu-i epuizăm. Deci trezirea de dimineață, că cine se scoală de dimineață, multe face și departe ajunge. Asta este înviorarea, după aceea igiena personală. După aceea este un careu mic, în uniformă toată lumea, după aceea masa de dimineață și după aceea încep activitățile. Undeva între 9 și 12 sunt activitățile, 12-2 aproximativ pregătitul mesei, mâncatul. Ajută și copiii la pregătirea mesei? Uneori? La grupa mică, respectiv 8-12 ani, mai puțin efectiv la mâncare. De la 12 ani în sus, da, ei singuri își fac, sunt pe patrule separate și își fac. Și experiență foarte interesantă. După aceea, a doua parte, undeva 2-3, 14-15-18, iarăși perioada de activități. După aceea este perioada de seară, respectiv din nou pregătitul mesei, mai sunt consilii de șefi, este veghea, e foarte frumoasă veghea. În fiecare zi este un moment artistic, să-l numim, cu cântece, cu jocuri, care se încheie așa foarte frumos, într-un moment de liniște. Fiecare se retrage la cort și se culcă. Cam asta. Și la cât se dă stingerea? 22 aproximativ. 22:30, poate că șefii mai rămân, mai trag concluziile și a doua zi se pornește. De vreme pentru o zi de vară? Este de vreme, dar tocmai de aceea ne și trezim cumva de vreme. Mai sunt și activități care pe cei mai mari, dar și pe cei mai mici îi scot din tabără. Pe cei mici poate numai în timpul zilei, pe cei mari și peste noapte. Se numește explorare, sunt trimiși în satele din împrejurim să facă schițe, crochiuri, să discute, poate, eu știu, cu... Schițe cu ce? Schițe cu satul, cu localitatea, cum este așezată. Astea sunt cunoștințele pe parte topografică.
dobândesc foarte multe cunoștințe la cercetaș, să discute cu primarul, cu edilii localității, să afle istoria localității, să discute cu localnicii. Deci asta este explorarea și le place foarte mult și vin cu multe experiențe de acolo. Ești un fel de jurnalism. Este muncă și un fel, pe teren. Exact. La, nu numai la cercetaș, și de la cei mici sunt ceea ce se numesc brevetele. Deci, cum spuneam la început, îi place cuiva să facă fotografie, să filmeze. Se pregătește, are un set de lucruri de făcut și primește brevetul. Și e mândru și îl pune aici pe umăr și poate să-și umple umărul cu brevete. Și asta îi ține, da. Pe tine cum te-a schimbat sau te-a format ca om cercetășia? Enorm. Enorm și încă astăzi descoper modalități prin care m-a transformat și m-a făcut vertical. În primul rând, cred că responsabilitățile, partea aceasta de asumare și de ducere la bun sfârșit. După aceea, cunoștințele, efectiv. Reușesc să mă descurc în situații poate mai numite de limită. De exemplu, te descurci fără... Fără să știu unde o să, la munte, unde o să dorm neapărat la noapte. Ne descurcăm cumva, deci în mod normal avem cortul la noi. Dar dacă nu avem cortul... Ai dormit sub cerul liber, direct pe pământ, da? Direct. Am dormit și iarna pe zăpadă, direct, am făcut și iglu. Da, am făcut toate astea cu mare drag și cu multă mândrie la vârsta aceea, 14 ani, 15 ani, e toată lumea aia ta. Și sigur, sigur, multe nopți dormite sub cerul liber. Întâlnit și cu ursul. Serios? Asta trebuie să ne povestești. De 3 ori, da, a fost și nu-i de dorit. Și nu știu ce, în momentul respectiv era unde colegul tău care filmează, sunt 3 metri. M-am ținut să nu fug, să nu... Erai singur? Nu, eram odată cu un prieten și de două ori în tabără de cercetaș. Nu, de două cu prieten și odată în tabără de cercetaș. Am ieșit în cort noaptea și eram în fața cortului efectiv. Și am început să vorbesc tot mai tare. M-am gândit că să nu-l sperii. Nici de acolo la fugă n-ai nicio șansă. Și chestia asta văd că a funcționat cumva. A ridicat capul și s-a dus mai departe. Pur și simplu am scăpat. Asta a fost prima dată și următoarele două dăți? Cam așa s-a petrecut. Odată, de fapt, eram în dreptul unei cabane. Dormeam în cort cu un prieten și strigau cei din cabană, urlau. Zic, mă, ce-i apucat? Și deschidem cortul și era ursul în față. Ursoaica, de fapt, cu doi pui, venise la cabană să mănânce din gunoi din asta. Și am avut noroc, pur și simplu, acolo. A doua oară a fost, cum am zis, am deschis cortul tot așa noaptea și era în față. Ursul era, de fapt, o groapă de gunoi acolo. Poiana Calinderu se numește, sub cruce, în care am acum cred că e pute de schi. Și a treia oară, la un refugiu tot în Buceci, efectiv a venit, a simțit miros de carne, prăjeam, și la 1400 de metri, la un refugiu, refugiu din Valea Albă, poate cei care văd îl știu, nu mai este acum, dar acolo eram și a venit la distanță de maxim 10 metri, era și el adulmeca, așa ca un cățel, își mișca capul. Și ce ai făcut? I-ai dat carne și a plecat? Dacă știam că e drăguț, a fost drăguț că ne-a lăsat în pace. Noi ne-am retras în cabană și am stins focul, ne-am dus să ne protejăm cumva, dar nu a venit, nu. Se știe că dacă nu îl ataci sau nu îl provoci sau dacă nu te iei de pui sau așa, în mod normal scapi, scapi cu viață curată. Da. Și nu ți-a fost frică după aceea să mergi pe munte după sau în pădure? Nu mersul pe munte, cât noaptea cumva mai am, așa, parcă retrăiesc momentele câteodată, noaptea încă, dar trebuie învinse cumva. Și mă gândesc că, cum spuneam, nu atacă numai așa că gratuit, nu, are un motiv și în general provocat fiind, nu vine peste tine, da, e clar. Cam ce frici ai tu, Andrei, sau mai ai după ce ai explorat muntele? Multe de zis cumva în zona asta. Sunt temeri legate, sigur, de contextul vieții la munte și, sigur, te temi ca orice om și poate e bine așa ca să-ți impui niște limite dacă nu te-ai tot duce. Și după aceea, sigur, sunt temerile sau mai degrabă întrebările de zi cu zi. Cum o să fie? Ce se va întâmpla? Cum va fi? Te încredințezi la Doamne, Doamne, cum se spune, și mergi înainte. Nu, trebuie depășite temerile acestea. Nu te ajută. Ce te ajută concret să mergi înainte, mai ales când ai o zi proastă? Te ajută, mai ales dacă ai o zi... Dar când ai tu o zi proastă? Da, când ai o zi așa mai puțin bună, poate, uite, natura, cum spuneai tu, recursul la natură, te duci din nou în natură și te regăsești. Și sunt parcurile astea minunate, deci față de București, Cluj, într-adevăr, mai aproape te regăsești în mijlocul naturii, cum suntem și aici, și suntem foarte aproape de centru. Da, încerc să mă concentrez pe ce pot să fac, pe ce pot să fac bine, pe ce pot mulțumi, pe cei din jur
Asta se întâmplă și în zona profesională, se întâmplă și cu cercetașii. Asta este cumva și dictonul nostru preluat de la fondator, de la Baden-Powell, a spus să lăsăm lumea puțin mai bună. Deci să nu ne facem neapărat iluzii, să nu fim salvatorii lumii, dar în locul unde trăim, unde locuim, să facem lucru bine și să creăm mulțumire în cei din jurul nostru. Și să știi că nu-i puțin lucru să fii, poate, eu știu, un frizer de calitate, să fii un mecanic auto care își face treaba cu multă responsabilitate. Recent era să am, să zicem, mari probleme din cauza acestei lipse de responsabilitate, pe o chestiune simplă. Deci nu trebuie neapărat, eu știu, mers pe lună, să zicem, ca să-ți faci treaba bine. Și atunci totul se transformă. Dacă ai mulțumirea asta că ai făcut cu puținul tău, ai făcut bine în jurul tău, asta e o satisfacție extraordinară. Dar care e cea mai mare realizare a ta de până acum? Cred că familia, faptul că am luat-o pe drumul acesta, pentru că pornind de aici, din angajamentul pe care l-am acceptat, drumul împreună cu soția, au venit multe, multe, multe lucruri bune, personale. M-am construit foarte mult, la 23 de ani, destul de tânăr, m-am căsătorit, poate nu, sigur că nu știam tot ce va fi, dar am învățat foarte multe. Și mai nou am auzit o chestie pe care sunt de acord cu ea în totalitate, căsătoria este pentru a crește. Nu neapărat te gândești că vei fi fericit, sigur, sunt momente de fericire, dar e ca să crești, să te construiești, să cizelezi. Și în sensul ăsta cred că familia a fost poate cea mai bună, între ghilimele, investiție, nu în sens financiar, în sens uman, în sens personal. Și la ce renunță cel mai greu? Un bărbat căsătorit? Sau cum a fost în cazul tău? La o ieșire cu prietenii? La... Da, a fost un pic de timp, recunosc că și soția, dar cred că în general femeile cred că se trezesc mai repede și intră în jocul acesta responsabilității mai repede. Și a fost un pic de drum până să-mi asum pe deplin. Astăzi eu cred că am ajuns să-mi asum pe deplin, sigur că sunt provocări noi în fiecare zi, dar trebuie să ai background-ul pregătit și să ai sufletul pregătit pentru asta. Dar oricum, lucrurile la care renunți sunt infime față de ceea ce primești. Și sigur că suntem obișnuiți să vedem negativ. Am ales asta, deci am renunțat la asta, nu? Trebuie privit pozitiv, ai ales acolo și... Și am primit ceva în schimb. Ai primit ceva în schimb și nu-i puțin lucru pe care îl primești, nu-i puțin lucru. Nu-i. Și cercetășia, cum spuneam, leg foarte mult, m-a ajutat să devin responsabil, să fiu responsabil și să-mi asum, fără să mă uit înapoi, da? Fără să... foarte important asta. Și ca cercetaș, ai învățat ceva nou? De exemplu, ai învățat să fluieri, să te cațeri pe munte? Ce te-a învățat? Da, am învățat și cred că acolo am învățat. E important să ai niște tehnici minime de alpinism. Personal nu aș dezvolta neapărat tema. Dar știai să fluieri înainte să mergi la cercetaș? Da, am învățat cântece acolo, cred. Mai degrabă decât fluieratul, pe care cred că îl stăpâneam mai mult sau mai puțin. Cântece, foarte multe, voie bună. Am învățat partea tehnică, să umblu cu o busolă, să știu să dintr-un punct să ajung cu harta în alt loc. Înveți codul morse, înveți să faci niște construcții. Pe lângă partea strict tehnică, cum spuneam, mulțumirea că am făcut ceva. Înveți să faci un foc, poate și pe timp umed, da? Să te descurci. Cercetășia mi-a dezvoltat un simț al urgenței, adică văd o situație, chiar și pe stradă, uite, de multe ori s-a întâmplat, om căzut, imediat, am scos telefon, am sunat, sau la munte s-a întâmplat de două ori chestiunea asta, a fost niște accidente, să spunem, imediat am scos brișca, cum se zice, briceagul, am tăiat doi parți subțiri, am făcut o targă. Eu cred că aceste reflexe mi-au fost create de cercetași. Deși ar trebui să fie lucruri normale până la urmă. De, nu știu, la să nu trecem indiferenți pe lângă o victimă. Aia da, dar ce să facem în respectiv? Să zicem, te cuprinde faptul că l-ai văzut pe jos. Ce să facem? Ei, și pasul următor, ce să facem? Cred că l-am învățat la cercetași, spiritul acesta. Ideile, hai să vedem. Și chestia asta cu idei, să știi că am mers până mai departe și văd că dacă ești cercetaș, poți avea un... între ghilimele, un punct în minus, poate față de societate sau față de mediile care fi să-ți schimbe. Uite, primăria, de exemplu, sau eu știu, guvernanții. Când mergi la cercetare și înveți să faci ce-i mai bun într-o situație, să dorești ce-i mai bun într-o situație, îți creează reflexul acesta interior. Și nu mai liniște până când nu alegi cea mai bună variantă. De cele mai multe ori asta ne strică confortul. Eu dacă mă duc undeva să propun o chestie care e în mod evident mai bună pentru ei, nu înseamnă că mă vor pupa imediat și o să-mi mulțumesc și o să-mi fac o statuie. Nu. E destul de dificil. Deci avem o reticență, avem o inerție destul de mare pe care la cercetare și am reușit să o depășesc. Dar când vreau să o propun altora, văd că există. Politica te-a tentat vreodată? Ai vrut să intri?
Poate că până la un punct. Și am rămas mulțumit cu următoarea idee, că la cercetași pregătesc oameni care vor servi cetatea. Nu, țara, familia, orașul, mediul unde vor lucra, vor schimba acolo. Pentru că îmi dau seama că, acum sunt și copiii mici și n-aș putea să lipsesc așa de mult, n-aș vrea să lipsesc așa de mult, dar îmi dau seama de la cercetași că nu e așa de ușor să schimb. Deci văd cumva și altfel acum din partea aceasta. Sunt doar 150, ei, când ești un ministru, să schimbi un întreg minister, de exemplu, sau obiceiuri. Eu am de lucru acum la asta, să schimb niște obiceiuri la șefii de care mă ocup. Sunt încheia al doilea an de mandat. Un mandat minim este de 3 ani, aproximativ. Și nu este ușor să schimbi niște obiceiuri, chiar dacă sunt bune și chiar dacă cei din fața ta sunt de acord cu tine că sunt bune. Tu ai anumite tabieturi sau obiceiuri la care nu poți renunța? Stau și mă gândesc. Tabieturi. Da, tabieturi poate că da, un mod în care se petrec lucrurile ziua. Și de exemplu, să-ți bei cafeaua numai într-un anumit fel sau să faci un lucru anume. Mi-ar plăcea, de exemplu, seara să mă regăsesc cu chitara în mână, știu, să cânt, am învățat de la cercetași, apropo. Asta ar fi poate o plăcere, să zic așa. Nu reușește să fie tabiet, din păcate. Adică nu reușește să fie în fiecare zi. Mi-ar plăcea să încep dimineața poate mai încetuț, nu dintr-un foc, așa să-mi dau un pic de timp să mă reconectez. Din cauza asta și lucrez poate seara mai mult, nu știu, chiar totuși nu sunt eficient seara după anumită oră. Deci astea ar fi poate niște... Mai sunt, trebuie să mă mai gândesc. Și momentul preferat din zi? Momentul preferat din zi? Bună întrebare. Poate că mai degrabă cu lumină. Deci și seara e frumoasă, dar lumina mă mobilizează altfel, sufletește interior. Și văd lucrurile altfel și pornește energia altfel și am chef să schimb lumea, să zic așa. Seara e pentru culcare, pentru, într-adevăr, pentru reflexie, pentru interiorizare, dar partea cu lumina a zilei, mai degrabă, da. Atunci ai fi tentat să emigrezi într-o țară exotică? Să știi că m-am gândit și tot discut cu soția, ei îi place foarte mult și iarna și mie place iarna foarte mult, dar aș prefera, uite cum e acum, deci... Poate că e și legat de responsabilitățile pe care le-am copiii, îmbracă, îi dezbracă, să nu răcească, să nu așa, știi? Dacă ar fi chiar numai pe cont propriu și între adulți, ar fi mai ok. Dar sigur că îmi place și mie iarna și la munte e majestoasă, deci este incredibil. Dar m-aș lega mai mult de sezonul acesta. Cât de des mai mergi în capitală, având în vedere că Bucureștiul e orașul tău natal? Este adevărat, părinții mei sunt acolo în continuare și unul sau doi din frați când și când. Deci mai mergem cel puțin de două, trei ori. Și nu zic, orașul vechi este frumos. A fost, cred că cuvântul potrivit și îmi pare rău că trebuie să-l folosesc, a fost mutilat de știm de cine. Pentru că ceea ce nu a fost distrus este remarcabil. Este remarcabil, este o plăcere să te plimbi în vechiul București, în parcurile acelea, da. Acum mergem, deci cum ziceam, să-i vizităm pe părinți, să mă mai văd cu prietenii, mai rar, că mai greu ajungem acolo. O fac cu plăcere, dar... Dar când te întorci la Cluj, care-i primul gând când ajungi în oraș? Când ajung la Cluj, totuși o bucurie, că ăsta e locul și aici construiesc și nu este un loc străin, cum spuneam, de mici, bunicii, materne, deci toate unghierele Clujului îmi sunt cunoscute. Ai și câteva locuri favorite în Cluj, unde îi duce și un turist, sau pe cineva, un amic de-a tău din București? Bună întrebare, uite, sigur, grădina botanică, cetățuia un pic pentru perspectivă. Ce ar mai fi pentru Cluj? Feleacul, dar nu este Cluj, ieșim un pic din Cluj, Feleacul tot așa. Parcul aici, vin cu drag, suntem lângă Parcul Central, este peste gard, dar e destul de multă lume. Aș prefera poate locuri mai e frumos parcul. La lac, ne mai dăm pe lac câteodată. Cu bicicleta mă dau foarte mult. Și atunci am prins drag practic tot orașul, din bicicletă îl văd de altfel. Și apropo, dacă pot să spun și lucrul ăsta, mergeam destul de mult, acum mai puțin, și agrez ideea marșului pentru bicicliști, generat Gheza Gröller cu Radu Mititean acum, era și Gheza Gröller, a plecat din țară. E un lucru foarte bun și îi duc și pe copii și îi învăț. Ai participat și tu la marș? Sigur, de multe ori. Acum mai puțin, dar sunt pe bicicletă în fiecare zi și acum am venit cu bicicleta. Și din păcate spun lucrul ăsta că trebuie să aibă loc schimbările la noi în felul ăsta. Eu am stat un an de zile la Geneva. Geneva este un oraș similar cu Clujul în multe puncte de vedere și număr de populație și așezare și tot. Și acolo era totul pregătit pentru biciclete. Și un an de zile am învățat, orașul m-a învățat să folosesc bicicleta. Aici mentalitatea este că
nu sunt suficienți bicicliști, când o să fie mai mulți, o să facem și noi niște piste, se fac așa mai cu chil cu vai, dar acolo, deci răspunsul meu este că, de fapt, invers este, pentru edil, răspunsul meu. Dar trebuie să ai experiența asta, știi, să mergi acolo. Ai avut peripeții pe bicicletă, accidente? A fost unul și, iarăși, m-a salvat Dumnezeu, aș putea să zic, și nu în România, ai putea să spui, Doamne, hai să vedem unde în România, nu în România, în Franța, practic, granița cu Elveția și a deschis. Ce s-a întâmplat? Erai în trafic pe șosea? În trafic mergeam normal, lângă șirul de mașini parcate, a deschis larg ușa, m-am dat peste cap, noroc că am avut un rucsac în spate și am picat peste el, noroc că n-a venit o mașină din spate, că era și mai trist, din fericire m-am ales numai cu niște julituri, dar a fost o sperietură destul de mare și merg mai cu grijă acum că mă uit să văd, este cineva la mașină, deschide ușa sau nu. Deci uite, nu în România. Asta e, am scăpat cu bine și trebuie grijă și îi înțeleg pe cei care spun, Doamne, nu avem infrastructură, nu mă pot duce pe trotuar să încurc pietonii, pe mașini mă bagă în trotuar și aici m-am împins un autobuz, noroc, am avut spirit și repede m-am suit, poate că altcineva era atins. Totuși nu trebuie să ne lăsăm și trebuie să insistăm și cu grijă avem de câștigat lucrul ăsta, e dat răspunsul de Occident. Cum arată locuința ideală pentru un cercetaș? Locuința ideală din tabără sau... De acasă. De acasă. Cum îți place să amenajezi casa? Că e și una în tabără. Casa cât mai simplă sau cât mai simplu, nu-mi place să fie aglomerată cu lucruri, masă, un scaun, un pat, dacă se poate. Cam la asta m-aș rezuma. Reflectă poate și simplitatea pe care am învățat-o tot în tabere. Acolo vezi că nu ai nevoie de așa de multe, din multe puncte de vedere. Aici poate ești tentat să cumperi la tot pasul, să cheltuiești bani, să... Acolo nu vezi că dacă te organizezi, o viață simplă poate să aibă loc cu mulțumire sufletească cu tot. Tu cu ce lucruri poți să trăiești minim? Minimum. Iar și o întrebare bună și o întrebare de viață și poate că răspunsul se dă în timp lung. Cu ce poți să trăiești? Cu bucuria de a-i face pe alții mulțumiți, cumva. Cred că asta e cel mai important. Era o vorbă... Maica Tereza de Calcuta este o persoană apreciată, cred, de toată lumea, indiferent de poziția religioasă și spunea ea un lucru, zice, mă rugam la Dumnezeu în momentul în care mi-era greu să-mi trimit un ajutor. Ea se gândea că va veni cineva fizic să o ajute, să-i prea din sacin. Și zice, în momentul respectiv îmi apărea un nou caz pe care eu trebuia să-l ajut, ea. Și m-am gândit la treaba asta, știi? Și încerc să fac la fel. Adică în momentul în care poate ți este mai greu sau, eu știu, te consideri oropsit de soartă, de viață, odată că poți să iei exemplu de la cineva care este într-o situație mai dificilă și ai destul, totdeauna ai pe cineva, și a doua că ești mai mulțumit să vezi că cineva este mulțumit și îți strânge mâna sau îți aruncă o privire caldă, fiindcă l-ai ajutat cu ceva. Ai regretat vreodată că ai ajutat pe cineva? Da, niciodată. Am regretat că n-am putut ajuta, poate. Da, da, asta da. Asta da. Nu, niciodată și... Asta e principiul pe care îl aplic inclusiv în business acum și am o colaborare cu un băiat din Cluj cu mult bun simț și de la el am învățat foarte multe și el mi-a spus chestia asta. Poate că tentația este în business când faci să fii feroce, nu? Să te gândești numai la felia ta și mi-a spus ajută-i pe cei din jurul tău, îți va fi și ție bine atunci. Și cum poți să faci asta și să câștigi și tu în același timp? E o bună întrebare. Așa poate că matematic nu iese imediat. Dar, în primul rând, sigur, trebuie să ai niște capacități pe care, sub o formă sau alta, poate nu în business-ul tău, dacă nu merge, sub o formă sau alta, le vei fructifica. Dar după aceea, să fie în jurul tău bine, să meargă business-ul lui, poate îi dai o idee cum să-și dezvolte, poate știi o persoană și spui, uite, vorbește cu persoana respectivă. Eu cred că ar fi mai puțin câștig să țin pentru mine chestia respectivă. Uite, sunt, de exemplu, părinți care vin la mine, eu am principiul ăsta 100% și... Nu pot eu să-l servesc un produs, nu-l am. Îi spun, du-te acolo, că știu că l-are. Nu pot să-i dau un serviciu. Du-te acolo, că faci acolo serviciul respectiv. Indiscutabil, și eu sunt părinte și știu că are o problemă. În primul rând trebuie să-i rezolvăm problema. După aceea, alte lucruri vin la timpul lor și vin. Și având în vedere schimbările astea și fluctuația din economie, schimbările legislative, ai avut momente când ai vrut să renunți la afaceri? Fără discuție, da, e greu. E destul de complicat. Și am ajuns totuși la un moment dat la o concluzie că încercăm, am sprijin mult, încă o dată spun și în această zonă din partea soției, mă sprijină, deși ea este formată și este medic de formare și am mers totdeauna pe zona aceasta mai, într-un fel, bine, până la un punct îți cauți locul de muncă, dar când ai locul de muncă e mai, cumva mai,
mai ok, să zicem, nu în salariu. Aici trebuie să, în zona privată trebuie să te zbați foarte mult pentru salariu și am susținere din partea ei foarte multă și mulțumesc tare mult. Am avut și momente mai grele și partea legislativă, cum spui tu, este un, aproape un haos și văd și la contabilă și se chine foarte mult. Dar eu am spus, dacă astea sunt condițiile, poate că am trecut și prin situații mai grele, cercetășia n-am făcut-o degeaba, m-a pregătit pentru situații dificile, hai să fac față. Și le acceptăm mai ușor. Într-un fel, da, și mai e ceva totuși, mulțumirea pe care eu o pot acorda părinților. Mulțumirea pe care o dau părinților, faptul că pleacă mulțumiți de la mine, că i-am ajutat. Eu vând, port bebeuri și scaun auto, în fine, și sunt foarte importantă. Odată poate să vorbim de chestiunea asta. Părinții nu știu multe detalii pe care eu le-am aflat în timp. Am probabil peste în total și 3.000 de familii pe care le-am consiliat în ultimii 10 ani de zile. E mult, zic eu. În același timp e măsura mulțumirii mele. Și în fiecare zi, 2-3 perechi de părinți vin la magazin și aia mă ține. Aia mă ține cumva. Dacă nu, dacă e strict partea asta așa în legătură cu statul, e mai deprimant un pic. Dar trebuie să trece și peste alea. Și fericirea ce înseamnă pentru tine? Să faci pe altul fericit. Asta este clar. În mod cert, sunt 100%. Dar totuși, cel mai frumos cadou pe care l-ai primit, să zicem, de ziua ta sau... Am primit recent, apropo de un cadou concret, lanternă din asta frontală, niște prieteni care știau că sunt la cercetași și le mulțumesc foarte mult pentru cadou, foarte potrivit. Nu m-aș fi gândit. Sunt familii care au darul să facă cadouri. Dar totuși, cadou cel mai important, pe alt plan, cred că sunt persoanele pe care le-am întâlnit și mi-au schimbat ele mie viața. Bineînțeles că soția este la loc de cinste, dar și ceilalți care au participat la formarea mea până atunci, șefii cercetași, părinții care m-au dus în anumite zone. Uite, aici aș putea menționa, am fost destul de aproape și de zona celor care au stat în închisori în perioada comunistă și am putut să-i privesc în ochi, să văd cum se mișcă, cum vorbesc. Toată țara a avut un coposu, a avut un ceilalți. Deci, eu am avut norocul să văd mai multe persoane. Cum așa? Ei, prin bunicul. Bunicul a fost în închisoare politică și a stat mulți ani de zile și sigur că atunci eram și vedeam, veneau în vizită, se salutau și am avut noroc să-l mai prind pe bunicul în viață și asta a săpat în mine niște direcții foarte clare. Au stat drepți, nu au plecat din țară, mulți aveau posibilitatea și sigur că asta este o piatră robustă la temelia formării mele și a modului în care văd lucrurile. Sigur, este. Chiar recent am fost, ca să închei cercul acesta, recent am fost, din păcate, prima dată acum la Sighet, la memorial și recomand tuturor să meargă să-l vadă. Am rămas profund impresionat. Profund impresionat. E o parte din istoria țării, este parte din ceea ce suntem noi. Modul în care au răspuns acei oameni, acelor vremuri. Ei, și eu încerc astăzi să răspund de asta, spun, în comparație ce se întâmplă la nivel administrativ, este... Și unde e recomandat, dacă ar fi să faci tu o recomandare de vacanță, unei familii, unde să meargă în România, în țară? Depinde și de obiectivul, dar dacă e vorba de familie, noi avem un loc unde mergem, suntem abonați la 80 de km de aici, se numește Pensiunea Sub Piatră, este la Sălcioa de Jos, cred, la dreapta de la Turda, pe Valea Rieșului, Pensiunea Sub Piatră, îi zice, și un loc foarte frumos, liniștit, adaptat pentru copii, pentru au loc de joacă și locuri de vizitat ușor accesibile. Deci muntele întotdeauna mai degrabă decât... Uite, cum spuneam mai devreme, ar trebui poate și, depinde de vârsta copilor, ar trebui și vizite de acest gen, să știi. Din păcate se sting încet, încet, ar trebui și vorbit cu persoane care au trăit atunci, nu mai prea sunt printre noi, dar uite, este memorialul acela. Locuri frumoase, impresionante, da, în general, natura. Țara românească, România este dăruită cu natură minunată. Poate sunt frumoase și vizitele arhitecturale în orașe, Bucureștiul, eu știu, Sighișoara. Oameni, ar trebui văzuți totuși oameni, oameni care au fost ceva, au răspuns într-un anumit fel, nu, în perioadele grele. Deci mai multe paliere de vizită aș recomanda. Au fost multe locuri cu cercetași în țară, foarte multe locuri și mă bucur de asta. Andrei, îți mulțumim încă o dată pentru prezență. Te mai așteptăm și cu altă ocazie. Mulțumesc pentru invitație și pentru toate cele pe care le-am putut spune. Toate cele bune. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN.
Fero, iubim apa.